Ok, spuneți-mi dacă mă răbdați să fac o demonstrație de cum putem să desenăm ceva cute în landscape. În loc de săi dolari? În loc de săi dolari? Plăcați cum să fie mai
iau latura și o duplicată latură și fac linga și fac intersecție ca să o tai. Încep să nu le mai vorbim. Așa că hai să punem gradient și pe fundiță, pe care gradient îl facem mai puțin spre portocaliu, că eu sunt la 2-2 până acum, deci nu pot să mă acuz de deviație. Da, verde, lila, și, și am zis că am folosit de mine din astea straight, am zis verde, n-am zis lila, n-am zis siam. Așa, hai să mai facem și marginile funghiței. Aici, par, par, par. Care este și ea colorată în același gradient. Și n-are contur. Așa. O dăm puțin jos să fie sub țara și o rotunjim puțin. O duplicăm, o rotim și o punem și în partea cealaltă. Așa. Ca să arate și mai frumos, hai să punem și niște lumini speculare, adică reflexe din alea luminoase pe care le facem tot așa, facem niște forme pe care le care să fie albe pe o lumină strălucitoare și nu chiar de drepte, ci puțin curvate. Și le blurăm puțin. Blur de aici, așa. Și le scădăm din opacitate. O să punem câteva lumini speculare și pe funiță și am terminat și vă mai arăt încă ceva. Așa, o parac. Vedeți că le fac destul de aproximative, pentru că oricum am de gând să le editez pe urmă. Aici. Aici am selectat mai multe obiecte, ținut și s-a apăsat. Al, fără contur. Și edităm puțin modurile să fie cele mai bune. Să știi că am vorbit de tine mai devreme. Că aveam nevoie ca să râdem de cineva care face prezentări latex. Dar exemplu negativ să facem. Exemplu pozitiv, că am avut și oameni cu PowerPoint. PowerPoint? Din bună parte.
băieții de la Rosetul erau tot demonstrate. Da, nu era nimeni. A fost el. Așa. Deci am făcut picia de carbă. Mă mai tolerați puțin să facem și ceva care să punem în cadou. Vă să trăim pentru băieții, rachetă. Eu zic că e pentru femeie. A, măi. Știi ceva de bacul ăla? De sus, de pe rulă? Da, cred că în, este X048 și în 048-ul e corectat, nu știu eu. Așa, deci pornim. Unde e drumul? Care trebuie să... Ok. Un drept unghi pe care îl transform obiectul par ca să-i pot evita nodurile. Totuși vreau să-l fac pentru că e rachetă. Vreau să fie puțin mai, mai lung. Iau nodurile de sus și o să fac o manevră care o fac din tastatură, nu pot să vedeți altfel. Vă explic. Control Shift mai mare. Ca să îndepărteze nodurile și să facă un trapez. Selectez cele două măduri, apăs plus, mai adaug un mod între ele. Îl selectez pe el, apăs tasta control și trag în sus. Tasta control ca să restricționez mișcarea la verticală. Selectez cele două moduri care erau în colțuri și le fac simetrice. Ca să înceapă să semenea racheta, dar totuși dau asta puțin mai sus. Așa. Aici jos. Selectez modurile de jos. Adaug și în mijlocul lor un mod pe care îl ridic puțin. Și îl fac și pe el simetric. Și a început să arate ca un lăț, nu? Putem să zicem că e rachetă? Facem aripioare la rachetă. Aripioarele sunt evident niște dreptunghiuri. Sperăm să fie contul. Niște dreptunghiuri care sunt înclinate. Să vin aici și puțin lovite ca să stea paralele cu corpul rachetă. Îl las cum e frumos în spate. Rachete, duplicăm. Minorăm, ducem în partea cealaltă. Hai să-i facem barică răsternă, care este evident un dreptunghi. Așa. Doar selectăm pe el și corpul rachetei, aliniere și distribuire. Să fie la mijloc. E prea mare racheta acum, că... Ei, așa, să o mai micșorăm puțin ca să-mi încapă ce vreau să fac puțin mai încolo. Vreau să-i fac o fereastră, ca să poată cosmonaut să se uite pe fereastră și să facă stelele. Care fereastră? Este un cerc. Desenat cu tasta control apăsată ca să rămână rotund. Asta este marginea exterioară a ferestrei. Îl dublic. Îl micșorez puțin, selectez acum cercul ăsta, cercul ăsta și portul rachetei, aliniere și distribuire, vreau aliniate de orizontal. Da, doamne. Ei. Aliniat, dar cercul de pe a, da, corect. Și astea două trebuie să fie aliniate și ele între ele. Asta din lucru o facem mai voastră, că trebuie să fie fereastră. Și să facem flăcă care este din racheta care zboară. Pe asta le facem cu un poligon, care vine... Așa, și... un foc la interior este galben, pentru că acolo este mai cald. Așa, și ducem puțin în jos.
atenție. Selectăm tot desenul, îi anulăm liniile de contur, corpul rachetei, gradient, trebuie să fie un gradient de gri, metalic. Îl edităm, deocamdată are două stopuri, am venit bine, mai avem încă un stop, pe care îl facem un gri mai deschis. Colorăm și aripioarele în același gradient de gri. Așa. Facem și fereastra. Albastru ăsta de aici este oribil, așa că îl oprim cu mine. Albastru mai... Rabil. Nu contează că oricum îl faci și pe gradient. Ok, să facem și fereastra puțin strălucitoare, cum am făcut mai devreme, luăm așa, pac, pac. Așa, alb, fără conturi. Avem racheta. Putem să o selectăm, putem să o micșorăm, putem să o rotim puțin că zboară, poate să zboară. Asta mi-am făcut să vă arătați. Nu trebuie? Mai vreți ceva? Cookies n-am. Cred că este ciclul de sânge la coastă.